Cu prilejul marcării a 70 de ani de la victoria asupra fascismului, Muzeul Voivodinei a organizat o expoziție tematică, Tovarășe Tito, războiul s-a sfârșit. Titlul expoziției este preluat dintr-o telegramă a comandantului armatei a treia, Costa Nagy, prin care acesta îl informează pe mareșalul Tito că a fost înfrântă și ultima rezistență a forțelor fasciste pe teritoriul Iugoslaviei. To je, ako tako mogu da kažem, integralni tekst telegrama kojim je Kosta Nagy 15. maja 1945. obavestio Tita da je poslednji otpust kršen, da su se svi predali, da više nema borbi. Tada već sam mogu da stavljati na teritoriji Evrope, jer su u ostalim delovima Evrope operacije prestale već skoro nedelju dana ranije. Cu toate că oficial războiul s-a sfârșit la 9 mai 1945, pe teritoriul țării noastre s-a mai dus lupte până la 15 mai 1945. Izložba Predraga Bajića, Druže Tito, rat je završen, este način da se obeleži pravi kraj rata na prostorima bivše jugoslovenske države, jer je rat završen 15. maja 1945. godine. On je pokazatelj uloge Narodno-oslobodilačke vojske u tom ratu, koja je bila deo velike antifašističke koalicije i pokazatelj je onoga što je ta vojska dala u pobedi nad fašizmom. Slava acelora care și-au dat viața pentru pacea de care ne bucurăm și astăzi.